pune mâna pe domnul pe ce cer bani. Dacă nu mai ne-am ocupat cu asta, intrați și ne-ar găsi eu pe mine la țară, nu-i de foame. Să știți și mă dragi. 1.200.000. Ultimul preț. Pune mâna pe ele, poate. Ia tata. Asta e. Deși este cunoscut de gospodinele din toată țara a fi un preparat culinar pretențios, carnea de curcan a devenit una dintre delicatesele care nu trebuie să lipsească după masa festivă de Revelion. Așa se face că în această perioadă, în piața centrală, comercianții de astfel de păsări se mulțesc de la o zi la alta. În preferințele giurgiuvenilor sunt însă păsările vii. Fie că aleg rață, curcan sau câscă, oamenii vor să respecte tradiția adoptată de la francezi de ani buni. Comercianții spun că în ultimile zile vânzările au mers foarte bine, chiar dacă prețul unui curcan sare de 100 de lei. Ce restul curcan? Nu te-a întrebat fata aia. 1.200.000. 5 ori. Și aveți vânzare? Bă, m-am avut. Din 5 bucăți am dat 3 și mai am 2. De cât timp stați aici? Păi am fost 2 ore. De câtă dimineață? Eu știu câte oficiază. Are vreo 5 ore. Nu am dimineață. Asta e tata. Dacă n-am mai fi noi ăștia de la țară să ne ocupăm cu astea, ați mâncat numai de alea congelate. Congelate mâncate a tata. Tradiția spune că singura carne de pasăre pe care o putem consuma este cea de curcan, pentru că este singura pasăre care scârmă în pământ înainte, în timp ce găina o face înapoi. Se spune că cei ce vor consuma curcan în noaptea de Revelion vor avea un an mai bun.